make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Steaua București. Să dăm la squad report. Este în creștere aici Stelianu Filip, dar este într-o formă mai slabă, mai mult pe tehnică este în creștere, la fel și Looking, chiar dacă nu prea a jucat, la fel, iată-l aici pe Kanaihan, este în creștere plus 3, poate, da, este în cea mai mare creștere jucătorul, de la mic cu cea mai mare creștere, și Toșca este într-o creștere bună, Prepeliță la fel, într-un moral foarte bun, și iată-l și pe Neacu, a crescut și el, la fel, și Alex Chipciu într-o formă excelentă, Chipciu, Tănase, la fel, avem jucătorii foarte buni. Însă Odegaard este dezamăgirea, după cum vedem, este foarte tânăr și are timp să crească. Alți jucători ne mai interesează, aș fi vrut să ne uităm totuși și la Vâlceanu și cei care au împrumutați, dar poate după acest meci cu Alborg, unde trebuie să câștigăm neapărat. Helenius, un șut acum apărat de Gheriu Sarlauskis. Alborg este echipa de pe ultimul loc care nu mai are șanse la... A rămâne la a se califica, dar ea încearcă, să spunem așa, să încurce toate echipele care le întâlnește cu un egal sau știu eu altceva. Prepeliță scoate cu bine mingea din careu, iată-l acum pe Neagu, Neagu la balon, trece foarte bine și pasează acum la Odegaard, să vedem pe Odegaard, pasă greșită ca de obicei a lui Odegaard, nu trebuie, trebuie făcut ceva cu el. Cred că îl vom pune pe lista de împrumut sau chiar de transfer, de fapt de împrumut îl vom pune în această jumătate de transferul. Eu zic că așa ar fi cel mai bine să facem cu Odegaard. Erevol se încentrează periculos, era liber jucătorul lui Molde, dar Arlauskis este senzațional, nu mai am nimic de spus aici. Arlauskis face diferența în poarta noastră, ne salvează ca de fiecare dată, centrarea periculoasă, Augustin să împrasa laterală, ocazii monumentale pentru Alborg, ocazii ratate care sperăm să se răzbune, iată aici o eroare uriașă a lui Arlauskis, Elenius centrează, Aihan în sfârșit pune probleme lui Johnson, Risgard, Bugema centrează periculos, Augustinsson de nebătută la cap danezii. Acum Filip pentru Chipciu, Chipciu, Alex Chipciu are viteză, să vedem pe Chipciu, Chipciu are un adversar în față, Chipciu nu reușește să treacă de el, avem out, Stelianu Filip pentru Chipciu, din nou la Filip, Prepeliță în zonă centrală, mai departe la Chipciu, Odegaard, reprimit Chipciu, dar pasa lui Odegaard este dezamăgitoare. Prepeliță la balon, are viteză foarte bună Prepeliță, Prepeliță într-o formă foarte bună jucătorul nostru pentru Chipciu, Alex Chipciu centrează la Iancu, este mort Iancu după cum vedem, obosit, foarte foarte obosit, cred că o să-l scoatem în repriza a doua pe Gabi Iancu pentru că nu mai poate și nu este problemă, îl punem atacant pe Chipciu, știm că mai joacă și pe această poziție, avem alt jucător pe partea lui. O posesie foarte mare pentru Alborg, a dominat meciul, această primă repriză a fost dominată, a fost a lui Alborg clar, însă pe teren nu s-a văzut asta, dar pune în atac și bagă-l pe Adi Popa acolo. Așa, două schimbări am făcut, l-am băgat și pe Stanciu și pe Adi Popa, Nicușor Stanciu s-ar putea să devină titular în acest retur de sezon, să vedem acum pe Stanciu, Stanciu la balon, Stanciu! A prins tupeu auzind ce am spus. Risgard pentru Johnson. Spun că s-ar putea, depinde forma lui. Minge acum la Alex Chipciu. Chipciu se duce în viteză. Chipciu nu cred că trebuia, nu trebuia să fac așa, vă dați seama. Greșeală aici a lui Chipciu, dar măcar rămânem cu obiectul muncii în posesie. Toșca pentru Neagu. Neagu în careu este aerian deposedat ușor de jucătorul lui Alborg, care arungă mingea la întâmplare, rămânem aproape de poarta danezilor, iată-l acum pe Tănase pentru Chipciu, Chipciu minge înaltă la Adi Popa, Adi Popa pentru Chipciu, gol! Alex Chipciu, l-am pus vârf, l-am pus și a reușit să marcheze Chipciu, o schimbare inspirată și Adi Popa care a reușit să dea un asist. Adi Popa, intrat în locul lui Iancu, a reușit să-i paseze pentru golul lui Alexandru Chipciu, primul său gol în acest sezon în cupele europene.
Avem 1-0 împotriva lui Alborg și trebuie să ori să securizăm această victorie, ori să ținem de acest rezultat. Trebuie să jucăm foarte, foarte prudent, pentru că la acest nivel destul de înalt, orice greșeală mică te poate costa. Ene Volsen a avut o șansă acolo pentru Alborg, dar cred că a fost offside la Ene Volsen. Intrare periculoasă acum, Filip reușește să respingă Prepeliță, se încurcă cu mingea în careu, nu reușește să bage mingea în plasă cei de la Alborg. Parcă ar fi un, să spunem, un tras la indigo al meciului Steaua cu Alborg. Un meci în care Cheșeru a ratat foarte, foarte multe ocazii pentru Steaua, în care Steaua nu a reușit să bage mingea în plasă, iar cei de la Alborg au reușit. Așa este acum, ne răzbunăm noi pe danezi. Trebuia să batem atunci, dar din păcate șansa ne-a lipsit. Tănase pentru Stanciu. Stanciu nu trece de Christensen. Avem însă aruncare de la margine. Este minutul 87, suntem în jumătate adversă de teren și încercăm să ținem de rezultat. Acum Tănase pentru Stanciu. Prepeliță a încercat să-și facă culoare de șut pentru a securiza victoria, pentru a nemări avantajul. Este Telander, întoarce balonul foarte bine Telander, parcă joacă pentru noi. Tot 3 minute de prelungire s-au acordat pentru această repriză. Secundă, minge în brațele lui Arlauskis. Arlauskis aruncă mingea, trebuia să o dea mai tare, trebuia să o dea cu piciorul acolo. Așa rămân la poarta noastră cei de la Alborg. Nu ne permitem să pierdem aceste 3 puncte. Prepeliță și meciul se încheie. Câștigăm o victorie foarte importantă pentru noi. O victorie care este ca un medicament pentru echipa noastră. Să vedem ce au făcut și Dinamo Kiev și cu Rio Ave, echipele de pe primele două locuri. Să vedem cum suntem în clasament în Europa League. Să dăm la grupa noastră. Suntem pe locul 2. Dinamo Kiev a urcat pe primul loc. Avem șansă să terminăm chiar pe primul loc în această grupă dacă o batem pe Dinamo Kiev în ultima etapă. Suntem iată într-o formă bună, performanțe bune pentru echipa noastră. Meci cu Botoșanul care îl simulăm și trebuie să-l câștigăm neapărat. Batem cu 2-1. Cristi Tănase face o dublă și urcăm pe primul loc. Deci ce putem să spunem, suntem niște antrenori, niște manageri foarte, foarte buni. Bun, să vedem ce mai urmează pentru noi. Avem acest meci cu Rapid, iar apoi va urma cu Dinamo Kiev în Europa. Da, este al doilea meci acesta cu Rapidul. Am jucat doar cu Alborg. Să facem echipă, îl băgăm pe echip Ciu, atacant, Stanciu și Adipopa, nu? În locul lui Adipopa în locul lui Iancu, nu? Chiar dacă și Iancu poate juca pe această poziție, ce ai de gând să faci? Băgăm pe Adipopa până la urmă. Adipopa a intrat în locul lui Iancu. Vom juca împotriva Rapidului și sperăm să obținem o victorie. Juan Oriol pentru fratele său. Oriol trage în blocajul lui Canaihan. Va fi corner pentru rapidiști. Giureștenii sunt aici în Ghencea sau pe Național Arena, de fapt. Să vedem ce intrare. Lopez Garay și Cerlincă, niciunul dintre ei nu au reușit să trimită balonul în plasa lui Arlauskis. Șutul lui Pancu este respins foarte bine de Arlauskis. Vor avea însă corner, încă un corner cei de la Rapid. O centrare mai puțin inspirată. Iacob acum pentru Benson. Apăr Arlauskis. Aihan interceptează și ne salvează. Acum Neagu pentru Stanciu. Stanciu mai departe la Toșca pentru Cristi Tănase, contraatac încercat de echipa noastră. Tănase, trecere elegantă, superbă a lui Tănase. Tănase, nu este nimeni în careu. Cristi Tănase și avem corner. Corner pentru echipa noastră. Kipciu este acolo să execute, dar este ajutat de Toșca. Toșca centrează în care foarte bine. Canaihan nu reușește să trimită cu capul încă în poarta lui Drăghia. Ocazie bună și pentru noi, avută prin fundașul nostru Canaihan. Prepeliță pentru Adipopa. Are viteza Adipopa, să vedem ce întrând la firul ierbii pentru Prepeliță. Prepeliță apără Drăghia, poarta e goală, dar nu reușim să trimitem în poarta lui Drăghia.
Din păcate am avut o șansă bună pe care nu am reușit să o fructificăm și iată acum contraatacul Rapidului cu Pancu. Pancu pentru Horiol, dar Filip foarte bine s-a pus acolo, s-a greșit pasa Filip și acum este Horiol. Horiol centrează pentru Benson! Ocazie mare de tot pentru Rapid. Meci deschis, meci foarte spectaculos, dar este 0-0 în continuare, deși a fost foarte spectaculos. Nu s-a marcat deloc până acum. Sperăm să fie ceva gen Barcelona și Bayern München, iar noi să fim normal Barcelona în turul Champions League-ul! Alex Kipciu! Alex Kipciu reușește să marcheze, l-a pus ca vârf și reușește să marcheze foarte, foarte multe goluri. Apare mereu acolo în fața porții, o pasă genială ca de obicei ala celuiași Adi Popa. Kipciu la colțul scurt îl învinge fără probleme pe Drăghia. Este 1-0, 5 goluri în Liga 1 are Kipciu. Adi Popa pentru Kipciu, Kipciu are o șansă bună, este în careul advers, Kipciu trece, Kipciu, Kipciu șut blocat, gol, 2-0, ăla e, ce ai făcut, Bobiță? Ce frumos, ce frumos a decurs această fază, păcat că nu a fost finalizată de Kipciu. Tănase reușește să marcheze și el, avea și el nevoie de un gol, printre picioarele fundașului Iacob. Cristi Tănase îl învige pe Drăghia, face 2-0, ne desprinde la două goluri, asta chiar în minutul 45, în ultimul minut al primei reprize. Și avem 2-0, la pauză vom avea o misiune mai ușoară. Kipciu recuperează foarte bine, avem o șansă bună, Kipciu joacă foarte bine în acest meci, iată ce poftă de joc are, iată ce trecere frumoasă a reușit Kipciu, Kipciu face slalom printre aceste jaloane. Alex Kipciu a fost faultat, faul de galben, normal, era o fază la careul advers, o fază importantă pentru noi, însă Hugo Lopez nu era în postură de ultim apărător, așa că avem o lovitură liberă importantă. Kanai Han este aici să bată, dar mă bate cu Kipciu. Alex Kipciu, să vedem dacă îl va învinge pe portarul Drăghia! Apără Drăghia, a fost pe colțul său. Nu a avut scuze, nu avea scuze dacă lua acest gol Drăghia, deși a fost un șut puternic al lui Kipciu. Acum Steliano Filip cu o pasă, o schimbare de parte către Cristi Tănase, dar balonul este recuperat de Pancu. Să-l vedem acum pe Cerlincă, Cerlincă reușește să treacă acolo, pasă la Horiol, Horiol în careul nostru se îndepărtează de poartă, cum să faci așa ceva? E bine, Horiol ne-a arătat cum, Odegaard cu un contraatac, a intrat și el acum în a doua repriză, Martin Odegaard, iată ce cursă frumoasă face, Odegaard, Odegaard încearcă pasa, deci nu știu de ce, dar pasa nu e punctul lui forte, ceva ce nu este normal la un jucător ca Odegaard. Să vedem acum pe Cristi Tănase, Tănase trece frumos, rămâne la balon, o pasă lui Tănase pentru Odegaard, Odegaard, iar acum Iancu, Iancu putea face 3-0, putea umilia aici pe Rapid, golgheterul nostru Gabi Iancu, rămâne așa scorul 2-0, bara a izbucnit să spunem așa, Gekov intră în locul lui Garai. Iată acum pe Gekov, Gekov a marcat gol stelei, golul de 1-0, gol victoriei Rapidului în acest retur. O victorie surprinzătoare a Rapidului, Horiol și acum Steliano Filip pentru Odegaard. Martin Odegaard cu o pasă la Kipciu, este în offside Kipciu. Greșeală mare a lui Arlauskis, Coimbra, Juan Coimbra nu a reușit să dea pe poartă acolo. Arlauskis i-a oferit un cadou la care Coimbra nici nu se aștepta. Este minutul 85, cât mai aproape de finalul meciului. Odegaard, să vedem dacă va străluci și el pe final. O pasă foarte bună acum pentru Gabi Iancu. Iancu în zonă centrală. Iancu a încercat mai departe pentru Prepeliță. Recuperează Prepeliță! Drăghia a apărat foarte bine. Poate omul meciului pentru Rapid. Chiar dacă a luat două goluri, Drăghia a scos niște mingi foarte, foarte grele. Acum Iancu scoate la Neagu. Neagu! Drăghia încă o dată scoate, iar Odegaard ratează aici mingea. Este minutul 90, minge pentru Odegaard la acest corner. Odegaard nu trece acolo de săpunar, un jucător foarte, foarte experimentat, nu s-a dus pe fentă. Să vedem pe Kanai Han, mai departe la Neagu, Neagu pentru Kipciu, Kipciu
Este deposedat, a încercat să recupereze 5 minute de prelungire, foarte multe minute acordate de arbitri. Pancu încălcă-i la Săpunaru, pe acest flanc drept sunt niște jucători foarte experimentați, Pancu și Săpunaru, doi jucătorii care înseamnă foarte, foarte mult pentru acest club, pentru FC Rapid. Aihan a interceptat această minge, meciul se încheie, se încheie și obținem o victorie cu 2-0, 3 puncte foarte, foarte importante. Can Aihan a fost omul meciului cu o notă de 7,4. Pentru noi urmează episodul următor, meciul împotriva lui Dinamo Kiev din cupele europene, din Europa League. Dacă o vom bate pe Dinamo Kiev, vom urca pe... sunt pe care să pierdem... doi jucători. Dacă batem pe Dinamo Kiev, cum spuneam, vom urca pe primul loc în această grupă și ne vom califica de pe primul loc. Și pe Matei, mărim salariu, îi facem un salariu dublu, de ce e dat important, nu va accepta sigur Gabi Matei. Acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, până data viitoare, eu am fost Ultra FIFA, vă urez numai bune, sayonara!